Aoleu, Ramona, ai mâncat fructe interzis? Ai căzut în păcat, Ramona. În păcat am căzut mereu, dar nu-mi pare rău. Dar în păcată ești, ești în general, așa ești în păcată. Cu mine? Da. Mă, da. Mă, da, sunt cea mai împăcată cu mine. Mi-asum orice fac și orice decizie iau. Am ieșit acum două zile cu o prietenă în oraș, nu că te-ar privi asta pe tine, dar mi-a zis, bă, frate, Ramona nu se mai machiază, mă. Nu, nu s-a legat nimic. Ce, bă, Ramona nu se mai machiază, mă, ia-mi treabă, mă, de ce nu se mai machiază Ramona? Ramona nu se machiază niciodată în timpul liber, sau în afara emisiunii, nu în timpul liber, că aici nu e neapărat timp liber. Nu mai pot să duc foarte mult timp cu machiaj pe față. Doamne, sunt serioasă pentru cancan? Nu cred. Se poate, da, serios? Se poate. Da, prefer să ies nemachiată, îmi place fața mea, n-am probleme. Și dacă aș putea să mă duc și la muncă, așa m-aș duce. Dar na, e televiziune și trebuie să arăți într-un fel. Tu oricum arăți într-un fel. Exact, sunt sigură pe mine și n-am nicio problemă să apar așa. Okay. De ce? Ți-a zis că nu-mi stă bine? Ba nu, ți-a zis că stă foarte bine și de asta mă și întreba, bă, cum reușești să-ți aibă levelul ăsta de încredere de sine? Pe ăsta mi l-am câștigat în ani, în toți anii de când am plecat eu de acasă, a trebuit să mi-l câștig pentru că am fost singurul suport pentru mine. Și în continuare consider bine, acum că mi-am găsit un bărbat, pot să mă bazez și pe el. Cum spune el de multe ori, pare că sunt un pușcăriaș rus atunci când vrea să mă ajute sau să fie bărbat lângă mine, că eu sunt așa, nu, lasă că fac eu pot eu fac orice. Deci nu-l lasă să fie și el bărbat, să schimbe și el un bec, o priză, o asta. Încerc cât de mult pot, îți dai seama, se mai supără că nu-l las, dar așa m-am obișnuit și m-am autoeducat, să mă descurc singură în orice situație. Și atunci și de acolo am siguranța asta de sine. Păi de-aia l-ai și lăsat acum să zugrăvească singur și să dea cu trafaletul. Da, cum pentru că a cerut-o, a vrut neapărat să-l lasă să fie bărbat. Ia, fii bărbat! Și-a mai înaintat procesul acum? Da, mai e foarte puțin. La începutul lunii decembrie se termină cu mobila pentru dressing-ul meu. Că de fapt aia e cea mai mare problemă, unde trebuie să-mi bag toate hainele. Păi și cu apartamentul tău ce faci? Îl dau. Îl vinzi eu? Nu, că stau în chirie eu acolo. Am înțeles. Bine, dar plătesc foarte mult. Foarte mult. Da, e și permis cu salariul, da, de la neaț. Exact, nu mă uit la bani. Pentru fericirea mea nu m-am uitat la bani. Acum, ți-am zis, e ținut apartamentul ăla ca să stea hainele și pisicile. Și eu câteodată, știi? Ultima întrebare a acestui interviu, Ramona. Voi v-ați cunoscut părinții unul cu celălalt, așa? Cum e? Cum arată situația? Mi se pare că te uiți că mi-a crescut mustața. Că nu mi-a mă jur, nu! Așa? Da. Nu e, mă, nu e. Nu e, e ești un pic, impecabil. E un nu pic. E, nu e, așa. Nu e, e, că eu știu, mie poți să-mi zici orice, eu n-am problemă. Da, ne-am cunoscut părinții din, cred că, din primele luni, primele 2-3 luni. Prima dată el pe ai mei și apoi eu pe ai lui. Okay. Dar n-am ținut neapărat să facem treaba asta, s-a întâmplat, nu s-a aranjat, știi, dinainte, băi, hai să-i cunoaștem. Nu, pentru că eu merg pe principiu că dacă mi-au un bărbat, vreau să trăiesc cu el, nu mă interesează părerea socrilor în casa noastră. Okay. Nici de la ai mei, nici de la ai lui. Dar a fost ok ca experiență, adică n-a zis nimeni... Ok, păi aia eu sunt pe avantaj aici, părinții lui pe mine mă iubesc, sau cel puțin așa mi-arată. Și ai tăi pe el? Și ai mei pe el, și ai mei pe el. Da. Păi n-am făcut nimic, bă, nu puteai și tu să zici o contra ceva, o pe invers. Nu, nu pot, că asta e, când trebuie să se întâmple, când trebuie să fie, uite că e, să dea naiba. Am înțeles, și acum Crăciunul unde îl faceți cu ei? La unul acasă? Nu mai, la facem, nu mai facem Crăciunurile în familie, da. Pentru că le-am făcut prea mulți ani, Crăciunurile, da. Le-am făcut prea mulți ani în familie, da. Și acum de când muncim în domeniul în care muncim, imediat cum am luat vacanță, plecăm pe meleaguri calde, toată vacanța care cuprinde și Crăciun și Revelion. Și acum unde, știți? Aveți biletul luat? Nu avem biletul luat, aveam niște discuții pentru două destinații, încă nu ți le spun până nu luăm biletele. Ok, deci între Satu Mare și Maldive undeva o să vedeți. Da, da, colț cu Maldive, așa e. Da. Dar e la cald. Nu ne uităm la bani pentru fericirea noastră, ți-am mai zis. Dar de ce vrei să vorbești doar cu mine acum? Pentru că data trecută a vorbit doar el și a luat tot interviul. Să-ți dau cuvântul la... Să-mi dai dreptul la replică. Dar nu e că el e ocupat acolo cu colegii tăi de trus și de asta n-am vrut să... Nu, că nu-mi place peștele. Sper că nu te uiți așa vreodată după alți bărbați. Nu, că dacă mă uit așa... Ramona. Dacă mă uit așa, mă ia de... E gelos, mă? Deci fii atent, el acum este într-o discuție cu niște oameni. Da. Dar tu ai impresia că el nu știe că noi doi vorbim. El aproape că aude tot ce vorbim de la 10 metri din partea cealaltă. Da, da, nu te gândi că nu e chiar așa ușor. E gelos, este. Dar gelozia înseamnă iubire. Da. Nu prea multă, dar... Te pupăm și te iubim că așteaptă și colegii noștri și simt că mă înjură și așa tot, înceapă. Tot pe mine mă așteaptă? Da.
Pa. Dar cine sunt eu de vorbă să vorbească cu mine? Da. Cine machiată și cum mustața crescută? Pa. Pa. Stai ok.